Unul dintre cei patru răniți în explozia de la rafineria Petromidia a murit în această dimineață la Spitalul Bagdasar Arseni din capitală. Bărbatul, un inginer sudor în vârstă de 48 de ani, avea arsuri de gradul 3 pe toată suprafața corpului. În continuare, la Spitalul Bagdasar Arseni din capitală este internat un bărbat care, în urma exploziei, a suferit arsuri de gradele 2 și 3 pe 25% din suprafața corpului. Ceilalți doi răniți, care au arsuri de gradul 2 și 3 pe 20%, respectiv 24% din suprafața corpului, sunt internați la Spitalul de Arș din capitală. Deflagrația s-a produs luni seara în jurul orei 18 la instalația de distilare în vida rafineriei Petromidia, unde au explodat două rezervoare de azot. Explozia a fost urmată de un incendiu puternic. Inspectoratul pentru situații de urgență a activat codul roșu de intervenție. Vreau o compresie multe. Nu vă spune așa, fără de la zbor? Pentru preluarea victimelor au fost trimise o auto specială pentru victime multiple, două ambulanțe SMURD, dar și două de la serviciul județean. Urmarea exploziei a rezervorului sau a două rezervoare de azot a fost urmată de un incendiu de tubulatură electrică. Există forțe de intervenție al Inspectoratului pentru situații de urgență care au venit în sprijinul serviciului privat de pompieri al rafineriei. Incendiul a fost stins după o oră. Din cauza riscului bacteriologic mare la fața locului, cei de la ISO au intervenit cu auto specială de investigare chimică, biologică, radiologică și nucleară, iar Ministerul Mediului a trimis două echipe de la Garda de Mediu și Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Reprezentanții Ministerului Mediului susțin că în zonă concentrația de substanțe toxice a crescut imediat după producerea accidentului, totuși nu s-au depășit limitele admise. De altfel, Agenția Națională pentru Protecția Mediului a anunțat că după incidentul de la Petromidia, nivelul de poluare nu a ajuns la cote care să determine declanșarea unei alerte. Pe de altă parte, procurorii constanțeni au deschis dosar penal în acest caz și fac cercetări pentru mai multe infracțiuni, între care ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, dosarul fiind înaintat parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.